Salutare, dragilor! Bine ați venit la un nou vlog din Iordania și astăzi va fi o zi specială pentru că vizităm situl arheologic Petra, care se află în spatele nostru, tocmai ce ne-a adus gazda noastră cu mașina aici și ne-a lăsat în fața magazinului uneia dintre rudele sale pentru că avem un pic nevoie de ajutor. Vali și-a cumpărat un costum tradițional de aici și vrea să viziteze îmbrăcat astfel situl arheologic și îl pregătesc acum. Hai să vedem dacă e gata. Hey! Vali, ești gata? Pe jumate. Pe jumate? Mai urmează ceva când intrăm chiar în sit. Hai să mergem. Sunteți pregătiți de mers? Da, hai. Welcome to Petra. Aici este intrarea, deși este foarte devreme, eu fără un sfert. E lume multă, așa cum ne așteptam, de fapt. O să intrăm la situl arheologic în baza Jordan Pass-ului. Nu vom plăti intrare. Nu știm exact cât costă, dar o să aflăm acum. Ne validează biletele de Jordan Pass. Nu înțeleg de ce nu-i nimeni unde sunt băieții și în partea cealaltă sunt două cozi. Sunt de mari. N-am mai putut filma în interior pentru că era destul de departe și foarte mare aglomerație. Biletul de intrare costă așa, 50 de GD pentru o zi, 55 de GD pentru două zile și 60 de GD pentru 3 zile de vizitat Petra. Noi avem în pachetul de Jordan Pass varianta inclusă pentru a vizita Petra doar o zi, pentru că atât am alocat noi în cadrul vizitei noastre, în cadrul sejurului. Și acum, pur și simplu, ne-am pregătit picioarele și luăm situl la pas. Uite, începe totul cu un magazin de suveniruri, exchange, în cazul în care vine pregătit. Se pot schimba bani și aici, în interiorul situlului arheologic Petra. Cursul este oarecum asemănător ca peste tot. E 0,73 cursul oficial, iar aici îți oferea 0,72. E vorba de un dinar la 100 de euro. Adică nu e diferență mare. E ok. Și foarte multe tricouri și... Uitați, i-a dat 3 GD pe o din asta negociată în Aman, aici este 2 GD, bineînțeles că a luat ceva mai slab, doar așa pentru poze, ca și calitate mă refer. Șepci, probabil că ne vom cumpăra și noi niște amintiri când ne întoarcem de aici. Dar acum ne focusăm toată atenția și energia pe vizitarea situlului, după ce ne-a validat acea hârtie, Jordan Pass. Ne-a dat biletele, vedeți că sunt nominale, Florina Pătrașcu, costul 0 și ne-a dat și o hartă a situlului. Nu mai avem decât să începem explorarea. Ne-am obținut tichetele de intrare, pentru că chiar dacă avem Jordan Pass-urile, fără aceste tichete luate din față de la counter, nu poți intra. Și acum ne validează din nou aceste bilete. Morning. You have Jordan Bass? Yeah. Your name? Florina Marianne, and? Marianne and Florina. Okay. Just give it to me. Thank you very much. Have a nice day. Asta a fost tot, nu? Da, asta și a fost acum... tot. Acum hai. Pe calul de aici. Acum pe cai. Vrei să iei cal, Vali? Da, eu n-am cal. Da, de aici? Da. Serios? Și ne blumesc, mă. Mergi pe jos cât poți și dacă nu mai reziști, vedem. De aici poți închiria căluți. Am văzut și măgăruși, dar aici nu sunt decât cai. Ce tare a fost! A întrebat cât costă să închiriez un cal și a zis 5 GD și mă zice și pentru 3, 15, adică i-a făcut calculul, n-a făcut niciun discount. Nu chinuim bietele animale momentan. Hai
Petra este un fost oraș negustoresc, pentru că se afla chiar pe drumul comercial dintre Orient și Africa în antichitate și a fost sculptat în piatră de către nabateeni, care de fapt era un popor arab, cei care locuiau această zonă în urmă cu peste 2000 de ani. Și o să vedeți că ce vom descoperi aici o să vă lase cu gura căscată. Știu că pare foarte interesant din momentul în care cauți pe YouTube. Am fost aici în 2019 și a fost spectaculos, e mult mai frumos decât în realitate și sunt convinsă că și acum, când vom intra din nou în canionul, să am același sentiment. Pentru că nu degeaba a fost denumită una dintre cele 7 minuni ale lumii. Bineînțeles că începând cu 1985 a intrat în patrimoniul UNESCO, chiar aici e intrarea în canion. Intrăm în zona Tesic, așa cum am spus mai devreme, canionul spectaculos delimitat de aceste roci uriașe. Gata, ne-am pregătit de scenă. Wow. Cum te simți, Vali? Dai lor? Da, sunt toată lumea la mine. O să faci ceva bani, asta zic. O să crede lumea că ești ghidul nostru. Toate aceste stânci pe care le vedeți sunt din gresie și diferite nuanțe de maro, bej, roșcat, o să vedeți mai în față, este dată de mineralele pe care le conțin aceste stânci. Doamne, de impresionant! Dar uitați cum au crescut acei copaci, aici este unul și acolo la fel și mai erau și în față copacii. Cum au răsărit ei așa din piatră seacă, cum ar veni. Deja ei s-au schimbat nuanțele stâncilor, sunt mai multe roșcate. Cum ți se pare, Vali? Putem? Cum ți se pare până acum? Foarte frumos. Mari? Tu ce zici, a doua, având în vedere că e a doua oară? Încă ne surprinde. Încă ne surprinde, da. În acest sit arheologic se găsesc peste 800 de morminte, de exemplu, unde vedeți aceste găuri care par peșteri, la prima vedere sunt de fapt niște morminte și treasury, monasterii și celelalte monumente sunt de fapt niște morminte ale regilor și de asta sunt atât de impozante, pe care nabateenii le-au sculptat cu mare artă, ca să spun așa. Vedeți, pavaj de piatră, este drumul original, celălalt, bineînțeles, a fost construit ulterior.
niște pur și simplu ciment. Am tot zis că mai avem un pic și ajungem la trejerii, dar cred că mergem de vreo 10 minute și mai este ceva totuși. Și acesta este cel mai cunoscut monument, mormânt de aici, din situl Petra, Treasury, care a devenit foarte cunoscut ca urmare a filmărilor ce au avut loc pentru filmul Indiana Jones de aici. Extrem de multă lume. Dar asta nu înseamnă că nu este spectaculos. Și pentru a doua oară. Și o să urcăm acum pe undeva pe aici, trebuie să ajungem, unde este un cort, pe unde se face acea poză pe care o vedeți pe toate conturile de Instagram și nu numai. Bineînțeles, după ce vă termina băieții ședința foto. Vrem să urcăm acolo la punctul de belvedere a trejerii, unde data trecută am urcat singuri și bineînțeles că acum sunt beduini care spun că ei sunt ghizi și că nu ai voie decât cu ghid. Logic să le dai bani. Nu e nimic în Jordan Pass, poliția nu spune nimic, vorbește doar arabă. Și Vali încearcă să se urce. Ne continuăm drumul către monasterii, cred că avem undeva la vreo 3 km de mers. Nu am urcat acolo la panoramă să facem poze pentru că ne-am enervat toți. Mi se pare absurd să nu ai voie să te cațere acolo, dar dacă mergi cu ghid contra unei sume, logic, ai voie să faci poze. Era plin acolo de turiști, sus, și poliția nu face nimic, că sunt mână-mână cu ei. Și am zis să ne liniștim, filmăm situl care este spectaculos, ne relaxăm și când ne întoarcem, poate găsim o altă cale, dacă nu o să le dăm bani, logic. Dar e vorba așa de principiu, nu neapărat de cât le dai. Plătești o grămadă de bani pe Jordan Pass sau pe intrare, care nu-i puțin pentru zi, 50 de GD înseamnă 70 de dolari. Dar asta este, ești în țara lor și le respecti regulile. Acest traseu care începe de aici și ajunge la locul unde se sacrificau animalele. Traseul ăsta l-am făcut data trecută, e destul de greu și am decis cu băieții să mergem în partea asta altă spre monasterii. Nu e atât de greu drumul, dar avem oricum de mers vreo 3 km. Priviți că aici sunt extrem de multe morminte. Și vreau să spun că această zonă a fost dulcinată de multe cutremure de-a lungul anilor, însă în secolul 6 după Hristos a fost un cutremur puternic care a distrus mare parte din oraș și de atunci a început un declin economic și nabateenii au fost nevoiți să se mute, să părăsească orașul, de asta și se și numește orașul pierdut. S-a așezat nisipul peste acest oraș și a fost descoperit în 1812, prima oară de beduini, apoi de arheologi care l-au scos la iveală și au rămas să locuiască aici beduinii arțăgoși pe care i-ați văzut mai devreme și ei sunt urmași ai acestora. Și în momentul în care situl a intrat în patrimoniul UNESCO, în 1985, au fost izgoniți de aici, ca să zic așa, într-un sat doar al lor, situat în apropiere, însă își vând obiectele de artă pe care le confecționează și sunt și ghizi, toți. Aici este amfiteatrul.
foarte multe suveniruri drăguțe și cer destul de puțin. Am văzut mai devreme, erau, de exemplu, două eșarfe la un GD, adică aproape 7 lei. Ia uitați încăperile lor, unde dorm. Uite, oamenii sunt aici și dorm. Wow! Super! Deci pe Vali face poză. Hei! Da, da! Super fain! Și vom începe să urcăm către mormintele regilor. Sunt undeva acolo. Sunt multe trepte, nu știu exact câte, nu scrie nimic. Dar suntem pregătiți pentru escaladă, așa că mergem mai departe. Ia uite ce are tante aici. Din nou am ajuns într-o piață cu multe suveniruri și să știți că am întrebat și la doamna pe care am filmat-o mai devreme. M-am uitat la niște câteva bijuterii și am întrebat cât costă și mai în față un pic și mi-au dat senzația și cred că așa este, că te înjură dacă nu cumperi de la ei. Și am mai avut senzația asta de când am intrat în Petra. Nu știu de ce, dar față de data trecută pare mult mai turistic. Așa mi se pare. Adică ești văzut ca o bancă. Dacă cumperi ceva, ești binevenit în țara mea. Dacă nu, aia e. Hello, Flori! Flori! Avem aici un mic popas, să mâncăm ceva înghețată, avem un suc rece și mergem mai departe către monasterii. Și aici este templul dedicat zeiței Aluza, care este zeița supremă, era zeița supremă în Petra și a fost distrus complet în urma unui cutremur din secolul 4 după Hristos. De câte spune un beduin, aici este palatul fiicei, așa se numește, The Daughter Palace, și am citit că este unul din motivele, din principalele monumente în baza căruia acest sit arheologic a fost declarat patrimoniu UNESCO. Și ca să nu ziceți că suntem noi răi, apropo de ce ziceam mai devreme că încearcă să te jegmânească, aici era un panou unde povestea despre ce monument este ăsta și pur și simplu a fost rupt. Asta pentru a apela la ghizi ca să obții informațiile. Sunt un pic dezamăgită eu personal și băieții. Chiar ne-am enervat atunci când am avut incidentul cu băieții de la Panoramă pentru cum tratează turiștii. Data trecută, acum 3 ani, nu era atât de mare jegmâneala, nu am perceput absolut deloc. Te întrebau dacă vrei să ai nevoie de ajutor să urci să faci poză, dacă spuneai nu, te lăsau în pace. Acum
poliția spune, vorbește cu ei, ei nu te lasă fără bani și ați văzut și voi că de acolo a fost rupt, pur și simplu, a fost ruptă tablia care descria monumentul sau spunea câte ceva despre istoria acestuia și asta nu-mi place. În schimb, situl arheologic este minunat, e greu de descris în cuvinte ce se află aici și am descoperit, nu știu, cred că 20% din splendoarea acestuia și mașinuțe electrice pe care le poți închiria, bineînțeles, ca să te plimbi prin sit, dacă obosești. Și câțiva leandri foarte frumoși dau viața acestor stânci uriașe, leandri în piatră seacă. Deja nu mai este asfaltat pe aici, nu mai este povat, sunt doar bucăți de piatră și nisip și abia acum ajungem la cele 800 de trepte care duc la monasterie. Acolo erau mai puține, la mormintele regilor, unde am spus eu. Adică avem de urcat. S-a făcut și mai cald, e 10 și jumătate. Dar fiind vară, cred că a ajuns pe la 35 de grade temperatura. Avem de urcat. Totuși e bine că am ajuns de vreme. Sper ca până la 1-2 să plecăm. Te urcă cu măgărușii, cu măgărușii, pentru cei care nu reușesc să urce pe picioarele lor aceste trepte. Suntem foarte, foarte bucuroși și entuziasmați totodată pentru că am reușit să ajungem la monasteri. Te felicităm, Vali! E un erou! 8 km! 8 km până aici și mai avem încă 8 la întoarcere! O să dai normele peste cap, Vali, astăzi! Dar să știi că o să fie benefic pentru tine! Pentru organism! Da! Băi, am ajuns la monasterii, foarte tare. E prima oară, data trecută nu am fost la monasterii. Da. Când am ajuns. Super. Bineînțeles că mai avem de urcat acolo, la punctul de panoramă, unde scrie view. Acolo. Bineînțeles că în interiorul mănăstirii nu se poate intra. Dar este o singură cameră. Se aude cu foarte bine. Super. Wow. Vale, a dus steagul României în Iordania. Ne lăsăm amprenta aici. Oricum este impresionant, foarte mare, un cap în cadru și suntem departe. Acest mormânt a devenit celebru, mai celebru decât era după ce s-a filmat aici unul dintre filmele din seria Transformer. Frumos e așezat restaurantul ăsta. Auzi, mezo în arghilea. Băieții au prins un beduin din ăsta care are restaurant. Sau lucrează la restaurant și fac poze cu el. Și l-au întrebat Mari dacă are Instagram, ca să-l eticheteze când pune poza și a zis că nu are telefon.
Fiți atenți că acolo sus, aici, trăiesc oameni, adică sunt turiști acum, în momentul ăsta, dar sunt covoare și sunt scaune în interior. Cred că totuși oamenii ăștia trăiesc în aceste peșteri, deși este interzis să locuiești aici. I-au dat afară, practic. Încă n-am urcat destul, dar priveliștea e spectaculoasă. Mai avem câteva trepte. Am ajuns la viewpoint. E un peisaj ca de Marte. Adică de pe altă planetă. Și aici este monasterii. What do you have here? We have all the money in Nabatean. Money in Nabatean? Bani în Nabatean, fii atent. Hai să mă duc puțin la soare ca să se distingă. Super interesant. It's very old, yeah? What? It's very old? Yes. Yeah? Ok. Ci că sunt foarte vechi. Acum nu știm exact cât de real sunt sau... Sunt făcuți în China. Da, sau dacă sunt... să nu fie ceva fake-uri. It's on stone? Or... No, iron. Not stone. Ok. Ne spunea fetița că magazinul ăsta în care stăm noi aici, adăpostul, este al ei și al surorii ei, care acum a născut un copilaș și stă acasă și ea pregătește cafeaua și ceaiul și vine aici să le vândă, să facă și ei un bănuț. Are, nu știu, cât are, 12-13 ani, ceva de genul, da, foarte tare. Hai că Vali face poză cu fetița și ea a vrut să facă o poză cu el în timp ce ne pregătește cafeaua. Uite, i-am prins pe domnii servind masa. Aici facem. E o tocăniță. Facem mâncare. E o tocăniță de cu roșii ceva. De mai de. Sunt de faiat. La foc. Are ardei gras. This is juniper wood. Ardei gras, roșii, usturoi. Be careful, hot. Yeah, it's okay. Thank you so much. A pizza, yeah. Pizza between. Pizza. Try pizza. Very nice. No, thanks. Run away. Assalamu. Assalamu. Thank you so much. You're welcome. Come have a tea, my friend. Ia zi, Bibia, ce ai găsit aici? Col pentru ochi, natural. Okay. Este pudră și ustensilul asta a udat-o cu ulei și acum se lipește colul de... Ia să vedem. Hai că-ți face demonstrație aici. Nu, nu. Nu. Uite, vezi? Ah, ok. This kohol. Dar trebuie să știi să te dai. This is the original kohol. Foarte tare. How much is? This one 15. 50? 15. 15. Yeah. 15, 15. Ok, 15. 15 dinari? Da. E foarte mult. Da. This is the full. Ok, and this? How much is? This one's 3 dinari. 3 dinari, ok. But this is not original. Ah, it's not original, ok. Ok, thank you so much. How much your price? Am ajuns și la locul renumit de Instagram, instagramabil, de aici, de la Treasury. Să facem câteva poze instagramabile, bineînțeles, nu? Adevărul e că e peisajul extraordinar de aici.
dragilor, a fost o experiență extraordinară. Am avut o zi plină, am mers 16 km. A fost senzațional. Merită toți banii, indiferent că plătiți, indiferent că veniți cu Jordan Pass, să aveți și bani mărunți, pentru că trebuie să plătești pentru orice poză, altfel nu reușești să faci și e păcat. Ne-am enervat noi la început, dar ne-a trecut, pentru că asta e regula nescrisă. Astea sunt regulile jocului aici, da, exact. Dar vă recomandăm, pentru noi a fost a doua oară și dacă mi s-ar mai oferi ocazia, cu siguranță am venit cu mare plăcere. Este un loc extraordinar. Vă pupăm și rămâneți alături de noi, pentru că urmează alte blocuri din Iordania. See you!